Dragi copii, bine ați venit în lumea poveștilor! În această lume minunată, soarele dansează, iar spiridușii, vrăjitorii, prințesele și animalele pădurii trăiesc împreună în pace. Credeți sau nu, în lumea poveștilor și animalele sălbatice au școala lor în mijlocul pădurii. Acolo ei citesc, scriu, socotesc și se joacă mult. Este luni dimineață. Ursul, lupul, iepurașul, vulpea, ariciul și veverița merg voioși la școală. Doamna învățătoare, bufnița Miru, îi salută pe elevi. După cum bine știți, în fiecare clasă este un elev care are multe, multe întrebări. În școala animalelor, veverița Vera este cea care are foarte multe întrebări. Ce învățăm azi? Învățăm să numărăm? Învățăm despre animalele pădurii? Când avem pauză? Ne jucăm în curte! Învățătoarea Miru îi răspunde veveriței curioase. Vera, azi vom învăța despre florile de primăvară. Ura! Îmi plac florile de primăvară! Ce bine, ce bine! Aceasta este o păpădie. Păpădia înflorește din aprilie și continuă să înflorească până toamna târziu. Această plantă vindecă multe boli. Vioreaua înflorește la începutul lunii martie. Este o floare mică, căreia îi plac pădurile umbrite. A treia floare prezentată de doamna învățătoare a fost narcisa. Narcisa este o floare frumoasă care are un parfum deosebit. În timp ce doamna învățătoare a vorbit, Vera nu a fost atentă. Ea s-a jucat cu o buburuză. După prezentarea florilor, învățătoarea le-a dat elevilor o sarcină de lucru. A ridicat o imagine cu o păpădie și le-a cerut să scrie numele acesteia pe o foaie.
toată lumea a recunoscut floarea. Doar Vera a scris că e o viorea. După ore, elevii și doamna învățătoare s-au plimbat lângă pădure și au cules flori, păpădii și viorele. De data aceasta și veverița Vera a fost atentă și a învățat numele florilor. Bravo, Vera! Ești o veveriță deșteaptă! Te-ai descurcat foarte bine! Dragi copii, aici se termină povestea noastră. Să aveți o zi minunată! Să petreceți cât mai mult timp în natură, să vă jucați, să descoperiți în fiecare zi ceva interesant, ceva de neuitat. La revedere!